Salut, sunt Silviu și azi o să-ți povestesc cum mi-am montat și singur pompa de căldură pe care am cumpărat-o pentru apartamentul meu. Vă spuneam în episodul trecut în care vorbeam despre ce model am ales, că atunci când am văzut primele configurații de pompe de căldură cu o groază de țevi și componente, m-am simțit un pic compleșit. Părea ceva foarte complicat. E bine, dacă vă spune că se poate și mai simplu, de fapt, mult mai simplu, cel mai simplu. Nu pot să subliniez suficient cât de mare fan sunt al simplității. Așa că, pe măsură ce m-am documentat și am văzut cum pot să simplific toată instalația, m-am bucurat probabil cel mai mult din toată renovarea. Așa că azi o să am două părți importante în acest clip. În prima o să vă povestesc cum am ales soluția de montaj după ce am eliminat toate lucrurile inutile pentru mine și pe urmă cum am și implementat-o efectiv. Când am primit prima ofertă pentru montaj de pompă de căldură, am văzut acolo vană cu trei căi, vas de expansiune, puffer, boiler cu serpentină mărită, pompă recirculare, filtre peste filtre, automatizări, termostate și așa mai departe. Nu am pus nimic din toate astea și am avut căldură, confort, nicio problemă. Și azi o să vă povestesc cum am reușit asta. O să iau fiecare element ce adaugă complexitate în montajul pompei de căldură și o să vă explic de ce am considerat că nu e nevoie de el. Primul element de complexitate e dat chiar de către pompa de căldură în sine. Există pompe de căldură cu split, cu o unitate afară și una în interior, legate între ele de niște conducte cu agent frigorific, și pompe monobloc, unde ambele unități sunt comasate într-una singură, care se montează în exterior. La cele split ai nevoie practic să pozezi țevile de cupru și să conectezi traseul frigorific între cele două unități. Proces foarte similar cu cel de la instalarea unui aer condiționat. Proces care în sine nu este ceva foarte, foarte complicat, dar aduce cu el o complexitate mai ridicată a instalației și riscuri mai mari. Păi de ce să-mi bat capul cu așa ceva când pot să iau o unitate monobloc în care traseul frigorific este deja făcut din fabrică? Culmea, pompele split sunt și mai scumpe, deci plătesc o dată în plus la achiziție și mai plătesc încă o dată în plus la instalare. N-are niciun sens. În plus, pompa monobloc este mai simplu să o montezi și singur. De ce? Pentru că tot ce are nevoie la instalare e să conectezi la ea țevile de apă de tur și retur și atât. Bine, și firul de curent și cel de comunicații, da. Sunt chestii basic pe care eu deja le știam de la restul instalațiilor făcute în apartament. E adevărat, pompa monobloc vine cu două dezavantaje importante. E mai mare și mai grea, deci implicit mai dificil de montat pe exteriorul blocului în cazul meu. Dar dacă stai la casă, nu e bai, o pui pe sol, prin niște suporți. Iar eu, pentru că am stat la parter însă, iar la fel nu a fost foarte dificil să o urc pe niște suporți la un metru deasupra nivelului solului. Al doilea dezavantaj e următorul. În pompa situată în exterior vor intra direct țevile de tur și retur ale instalației de încălzire. Asta înseamnă că dacă se întrerupe curentul la un moment dat, pentru mai multe ore și afară e foarte frig, există riscul ca apa care ajunge în pompă să înghețe și să strice pe acolo multe chestii. Există mai multe soluții pentru a preveni acest lucru. Poți monta imediat la ieșirea din pompă niște supape anti-îngheț, care când simt că temperatura apei se apropie de îngheț, se deschid și golesc apa din tot circuitul. Sau poți să-ți montezi o pompă de recirculare cu o baterie, care pornește când se ia curentul și ține apa în mișcare pentru a o împiedica să înghețe. Sau poți folosi, cum am folosit eu, antigel în instalație, care e cea mai ieftină variantă și cu cea mai mică bătaie de cap. Al doilea nivel de complexitate este dat de vana cu trei căi. Pompa de căldură are și capacitatea de a produce apă caldă menajeră. Astfel, că apa caldă pe care o produce, în loc să ajungă în calorifere sau în instalația din parduseală, temporar este direcționată de către vana cu trei căi către un boiler cu serpentină pentru a încălzi apa de acolo, ce va fi folosită ulterior ca apă caldă menajeră. Vana trebuie legată la pompă și la boiler să fie comandată în funcție de necesarul de apă caldă menajeră. Așa, dar producția de apă caldă menajeră se va realiza alternativ cu producția de căldură, deci nu vor putea merge ambele în același timp. Iar dacă vrei apă caldă menajeră repede, ca să nu rămâi fără căldură mult timp, pompa va merge și pe temperaturi mai înalte, deci eficiență mai scăzută. Vara, când folosești pompa să răcești interiorul, schimbările alternative cu realizarea de apă caldă nu ajută nici ele la eficiență. Așa că am renunțat să mai fac apă caldă cu pompa asta de căldură și am scăpat și de vana de cu trei căi și de boiler. Culmea este că erau și destul de scumpe, de fapt
cam la fel de scumpe ca un boiler dedicat cu propria lui pompă de căldură, care în sine e o chestie la fel de simplă de instalat ca un boiler normal. Un cablu de alimentare, o intrare de apă rece și o ieșire de apă caldă. Bun, în mai multe oferte am primit și vas de expansiune. Apa, când se încălzește, se dilată și volumul mai mare are nevoie să se ducă undeva. Doar că orice pompă de căldură vine cu propriul ei vas de expansiune dedicat. Așa că, în funcție de volumul de apă în instalația ta de încălzire și de temperaturile de funcționare, poți să calculezi care este necesarul de volum al vasului de expansiune și să vezi dacă cel integrat în pompa de căldură nu e deja suficient. Având undeva în jur de 700 de metri liniar de traseu de încălzire în parduseală, la mine a fost deja foarte suficient. Poate cei care au case cu 400 de metri pătrați o să fie nevoie. Nu știu, trebuie calculat. Eu am avut calculul acesta făcut în proiectul executat de cei de la Siboterm pentru instalația de încălzire. Un alt element des întâlnit în ofertă, am văzut că e un puffer, un tampon de apă nerestricționat. De ce e nevoie de asta? Pompa de căldură are uneori nevoie să facă degivrare. Cum face asta? Își trage deja apa caldă din circuitul din interior pentru a-i lua înapoi căldura și a o folosi pentru a se dezgheța pe sine. Dar pentru a face și dezghețarea asta cu succes, are nevoie de un volum destul de mare de apă. Dacă pui automatizări pe toate circuitele și termostate în fiecare cameră și pompa decide că vrea să degivreze fix când mai toate termostatele din camere și au închis circuitele pentru că e deja prea cald în casă, ea are nevoie să tragă de undeva apa aia caldă. Dacă circuitele sunt închise, nu are de unde și va da eroare. Acolo intră în acțiune pufferul, care conține deja în orice moment suficient volum de apă caldă care să poată să fie folosită la degivrare. Dar dacă renunți la automatizări și la termostate și robineții în distribuitorul încălzirii de parduseală rămân pe manual, mai mult sau mai puțin deschiși, depinde cum sunt setați, suficient însă cât să existe apă nerestricționată pentru a face degivrare, poți să renunți și la puffer și am renunțat și la el. Acum, renunțând la automatizări și termostate, ce am pierdut de fapt? Am pierdut în principal abilitatea de a modifica temperatura individual pe fiecare cameră în orice moment, eventual în orice loc, de pe un telefon mobil sau de pe un termostat local. Însă, eu pot în continuare să modific temperatura pe fiecare cameră în parte, manual, de la distribuitorul încălzirii în parduseală, deschizând sau închizând robineții fiecare circuit în parte. Personal îmi place să fie aceeași temperatură peste tot, așa că eu am reglat astfel încât să am peste tot aceeași temperatură. În plus, modul de funcționare al pompei de căldură nu este ideal atunci când, de exemplu, se folosește automatizare și se modifică brusc temperatura dorită într-o cameră. Pentru că pompa începe în acel caz să vină cu o temperatură pe tur foarte ridicată pentru a crește temperatura rapid în acea cameră, ceea ce e foarte ineficient, va avea un COP, un COP foarte slab. Grupul de amestec este probabil elementul de complexitate cel mai inutil la o instalație de încălzire cu pompă de căldură. Deși l-am văzut prezent, din păcate, în mai multe oferte. Care este rolul lui original? O instalație de încălzire în parduseală merge de obicei cu temperaturi mici pe tur, de 30-35 de grade. Vechile centrale pe gaz nu erau în stare să facă apă caldă cu temperaturi reduse de 30-35 de grade, ci doar mult mai cald, gen 60-70 de grade. Și atunci, înainte de a intra în distribuitorul încălzirii în parduseală, se pune acest grup de amestec, ce preia din apa rece care se întorce din retur și o combină cu cea din tur pentru a-i reduce temperatura până pe la 35 de grade, să spunem, sau cât era nevoie. Lucru total inutil la o pompă de căldură, pentru că deja pompa de căldură e capabil să-ți facă apă caldă la un grad, la jumătate de grad, cât ai tu nevoie. Ba chiar e complet neindicat și din păcate am văzut cazuri în practică cu pompe de căldură care erau setate să facă apă caldă la 50 de grade și pe urmă un grupul de amestec era adusă la 35 de grade. Noapte, minți. Pompa de recirculare este pusă de asemenea de mulți instalatori care nu au încredere că pompa de recirculare integrată în pompa de căldură nu poate duce. De asemenea, în funcție de volumul de apă în instalație, de câte etaje are casa, se poate determina dacă pompa integrată poate face față sau nu. La mine, cu 100 de metri pătrați, nici măcar amărâți și parter, pompa de recirculație din pompa de căldură nu are nicio greață să miște agentul termic prin toată instalația. Filtre de toate felurile. La o instalație cu circuit închis, majoritatea din plastic, filtrele sunt inutile. Am văzut filtre împotriva calcarului puse la o instalație cu pompă de căldură. Ce sens au? Calcarul se acumulează în timp de la un volum imens de apă, nu din câteva sute de litri de apă. Și în ultimul rând am văzut și butelii de ecalizare montate, din nou de cele mai multe ori complet inutil.
Acum, nu vreau să spun că toate lucrurile de mai sus sunt complet inutile în absolut orice scenariu. Nu vreau să spun asta, ci doar că în marea majoritate a cazurilor vor fi inutile. Da, vor exista scenarii când unele vor fi necesare. Poți avea, de exemplu, nevoie de vas de expansiune dacă ai un volum foarte mare de apă în instalația de încălzire. Poți avea nevoie de puffer dacă vrei, de exemplu, să-l folosești pe post de baterie termică și să-l încarci ziua, când pompa e mai eficientă și ai energie în exces de la panourile fotovoltaice. Dar e important să știi care este rolul fiecăruia și să vezi dacă ai cu adevărat nevoie de el. Teoretic, treaba asta ar trebui să o facă deja instalatorul sau vânzătorul de pompă de căldură, cel care îți proiectează tot sistemul. Doar că, de cele mai multe ori, ei sunt într-un conflict de interese vădit cu tine. Ei vor să vândă cât mai mult și mai scump, tu vrei să cumperi cât mai ieftin și mai bun. Dacă mi-aș fi luat, sau dacă m-aș fi luat după majoritatea ofertelor primite, cu grup de amestec, boiler, vană, cu trecăi puffer, automatizări și alte OZN-uri, aș fi ajuns probabil pe la un cost total de vreo 6.000-7.000 de euro doar piesele. Așa, alegând simplitatea, am plătit doar 2.500 pe pompa de căldură și încă 800 de euro boilerul cu pompa de căldură. Deci pe la jumate de preț față de ce primeam la ofertele inițiale. Pentru ceea ce reprezintă de fapt același lucru în materie de beneficii. Pentru că am avut apă caldă la distrecție, căldură fără probleme, și atunci cum arată de fapt în final circuitul meu de încălzire cu pompă de căldură? Cel mai simplu. Nu are nimic din tot ce am menționat mai sus. Ci din pompa de căldură pleacă două țevi de tur și retur care se duc în distribuitorul încălzirii în pardoseală și aia e tot. Fără puffer, fără vas de expansiune, fără grup de amestec, fără vană cu trei căi, fără nimic. Banal de simplu. Și banala de simplu a fost și instalarea efectivă. Principala provocare a fost să găsesc niște suporți de montaj pe perete pentru pompa de căldură monobloc. Cei de aer condiționat sunt prea firavi, dar și mici. Ai nevoie ca după ce montezi pompa de căldură, care e destul de lată, să-ți rămână în spatele ei spre perete vreo 20 de centimetri. Eu am găsit suporții de aer condiționat de până la 60.000 de BTU, care spuneau că duc amândoi vreo 250 de kg, ceea ce eu mă încadram cu a mea pompă de vreo 100. Și pe ăștia i-am folosit. Și deși aveau vreo 63 de cm lungime, după ce am montat pompa, în spatele mi-au rămas doar vreo 15 cm, deci sub cei 20 de cm recomandați. Nu am observat vreun dezavantaj pentru reducerea asta, dar producătorul probabil nu degeaba recomandă 20 de cm. Presupun că există o ușoară mică reducere a eficienței sau un stres puțin mai mare pe ventilator. Dacă vrei, poți să cumperi și niște picioare antivibrații să le pui între suporți și pompă. Eu nu am luat, nu pare să fie nevoie, pompa este foarte mare și vibrează extraordinar de puțin. De fapt, deloc, eu n-am observat. Eu am montat-o pe un perete exterior fără geam pe el, așa că nu se aude din interior și nu se simte în niciun fel. Fiind totuși destul de grea, vreo 100 de kg, a fost nevoie de 4 băieți să o punem pe poziție, mai ales că eu am pus-o cumva suspendată și nu aveam solul sub ea. Dacă o montez pe sol, probabil doi oameni voinici o pot ridica la 50 de cm să o pună pe suportul ei. Inițial eu am luat 2 suporți pentru că știam din poze că pompa vine cu un cadru inferior care se poate monta pe doar 2 suporți, dar la livrare surpriză, ci că modelul ăsta nou nu mai vine cu suportul, ci vine oarecum cheală, doar cu 3 punctele de prindere însă, așa că peste câteva zile am mai montat și suportul intermediar. Pentru că vorbim de o chestie scumpă și grea, am folosit dibluri de la Fisher, că nu voiam surprize pe viitor. M-am atârnat de fiecare suport în parte, a ținut 80 de kg fiecare, probabil ambele duc lejer 100 de kg pompa. Odată pusă pe poziție, trebuiau făcute conexiunile acum. Pe partea de hidraulică e simplă treaba, ai tur și retur. De la distribuitorul de încălzire în pardoseală am venit cu două țevi de PPR de 32, conform recomandării din proiectare, și cu cotorul de 45 de grade pentru o hidraulică mai bună, și le-am conectat direct la intrarea și ieșirea din spatele pompei. Un 20 de cm în spate disponibil ar fi făcut treaba conexiunii în spate mai ușoară. La partea electrică, încă de când am turnat șapa, am avut tras un cablu de 3x4 pentru alimentarea pompei de căldură, pe care l-am conectat la o siguranță de tip RCBO B25. Tu trebuie să cauți în modelul pompei de căldură ce alimentare are nevoie,
că evident variază în funcție de puterea ei și de existența unei rezistențe electrice sau dacă e monofazată sau trifazată. De asemenea, locația efectivă unde legi firele o poți găsi în manual. Ai grijă să folosești de obicei niște papuci potriviți pentru chestia asta. Nu ca mine. Eu aveam o rezistență de vreo 3 kW. Pompa la capacitate maximă mai consumă și ea vreo 2,7 kW. Deci un consum maxim de 6,7 kW. Cablul de 4 mm pătrat secțiune e ușor la limită. Unul de 6 mm ar fi fost mai fără griji. De asemenea, am avut tras și un cablu de 5x075 pentru comunicarea între unitatea externă și telecomanda internă pe care am montat-o pe peretele din living. Evident, ambele cabluri integrate în podea sau perete, astfel că telecomanda arată așa frumos montată pe perete. Atenție! La firele de la telecomandă nu sunt în aceeași ordine în ambele capete la montaj, două dintre ele fiind inversate, deci ai grijă să le prinzi în ordinea corectă, o găsești în manual oricum. La versiunea split, telecomanda e integrată în unitatea internă, nu știu dacă e posibil totul să o scoți de acolo. Tu vezi la propria pompă ce conexiuni se fac. Acum, țevile de tur și de retur montate, aveam și cablurile electrice, mai aveam un singur pas, realizarea scurgerii pentru apa rezultată din degivrare. La mine nu a fost nevoie pentru că eu am montat pompa deasupra intrării în camera tehnică de la radet a blocului, acolo unde intră țevile de încălzire. Intrare care fiind fix sub pompă are o scurgere în parduseală. Acum, bonus, pentru că ușile și fereastra de la acea cameră tehnică nu se închid prea bine, căldura din camera tehnică, adică peste 30 de grade și iarna, scapă ușor și urcă fix spre pompa mea de căldură. Bonus de eficiență. Bun, următorul pas a fost să izolez țevile de pe perete din exterior. Aici pot fi multiple soluții. Eu am folosit niște cochilii din vată bazaltică caserate cu aluminiu, cu diametru interior care să se muleze pe țeava de pe perete de 32. Și am folosit un scotch pe aluminiu, din aluminiu, pentru a lipi deschiderile. După testul cu camera termică, pare foarte ok izolată, doar niște puncte mici, un pic mai calde, destul de decent. Pe urmă a trebuit să bag antigel în instalație. Am luat din Dedeman o pompă foarte ieftină ce se acționează cu bormașina. I-am legat două furtune, unul de la pompă la bidonul de antigel, alta de la ea la supapa de umplere, de la distribuitorul de la încălzirea în parduseală. Eu aveam deja o țeavă de apă rece trasă de la început lângă distribuitor, așa că am făcut o umplere completă, chiar dacă eu aveam deja apă în instalație de când am testat-o de la momentul turnării și apei. Însă acum am adăugat și traseul până la pompa de căldură plus pompa în sine. Am uitat însă prea mult deschis alimentarea și s-a activat supapa de presiune din pompă, că presiunea de la apa din robinet e de vreo 4 bari, iar supapa deschide la 3. În fine, am umplut și pe urmă am desfăcut supapa de la turcă, e cel mai înalt punct din tot circuitul, s-a redus presiunea, am conectat furtunul de la pompa acționată de bormașină, am închis toate traseele cu excepția unuia singur și am început să bag antigel cu pompa acționată de bormașină pe la supapa de tur, în timp ce apa era eliminată pe la robinetul de la retur. Evident, eu împingând antigel pe un traseu, acela se umple progresiv până când e alimentată toată apa, până când e eliminată toată apa și înlocuită cu antigel. Când începe să iasă apă ușor colorată, închideam traseul și deschideam altul. Nu ai nevoie să faci asta cu toate traseele, ci doar cu câteva, până termine antigelul, depinde ce antigel ai și în ce concentrație se folosește. Eu aveam deja volumul calculat din etapa de proiectare, așa că doar am băgat cât s-a calculat și gata. Pe urmă treci la aerisirea circuitului. Dai drumul la pompă, pornești pompa ei de recirculare, aerisești pe la aerisitoarele de la distribuitor. Procedura mai detaliată o găsești oricum pe site-ul Siboterm, vă recomand să o urmăriți pe aceea dacă vreți mai multe detalii. Ar mai trebui apoi realizată echilibrarea hidraulică, astfel încât fiecare traseu să aibă același debit. Dacă faci o proiectare corectă, atunci încă de prima oară, cu robineții deschiși la fel, la toate circuitele, ar trebui să ai cam același debit. La mine erau destul de apropiați ca debit, așa că nu am mai făcut echilibrare hidraulică, mai ales că urma să umblu la robineți ulterior, când monitorizam temperaturile din cameră și pe urmă, în funcție de ce aveam acolo, mai închideam sau mai deschideam din robineți pentru a modifica temperatura să fie la fel peste tot. După ce am făcut asta,
am avut aceeași temperatură, plus minus o treime de grad, jumătate de grad. Din nou, și procedura asta e pe site-ul Siboterm, vă recomand să o citiți totuși. Când am pornit pompa pentru prima oară, am urmat tutorialul celor de la Siboterm. Au fix pe Hyundai 1, explică fiecare setare ce trebuie făcută. Am făcut în mare, cum spuneau ei, precum vedeți, sursă nemărginită de informații site-ul băieților. Telecomanda interioară are un termostat și poți seta pompa să meargă în funcție de temperatura simțită de acea telecomandă. În schimb, eu am mers pe setarea de curbă cu ajustare meteo, care ce face practic? Are vreo 10 curbe presetate, precum cea din poza pe care vă atașez. Și curba îi spune pompei așa, ai 0 grade, fă apă la 28 de grade, ai minus 5 grade, fă apă la 30 de grade, ai minus 10, fă-o la 32 de grade. Are și ea un histerezis pe care îl setez, gen dacă turul pleacă cu 32 și returul vine cu 32 minus X, unde X setez tu, să zicem, 3 grade, adică la 29, atunci e cald în casă, nu mai trebuie să pornești. Când scade returul sub 29, atunci pornește iar. Partea bună este că pompa se sizează cu senzorul extern de temperatură când se răcește afară și deci în curând se va răce și în casă, deci începe să bage căldură. Asta îi permite să ajusteze din timp sarcina, deci să nu fie nevoită să pornească brusc la capacitate mare, deci să fie ineficient. Asta e toată șmecheria cu această curbă. Eficiența promite cel mai bun consum. Dacă ești pe o curbă și e totuși prea frig, te muți pe una mai caldă, adică una care în loc de 30 de grade apa la minus 5 grade face 32 de grade. E nevoie de un pic de ajustare, câteva zile, săptămâni, să vezi care e curba potrivită și după ce ai setat-o, așa rămâi cu ea. Teoretic, practic, eu nu prea am fost mulțumit de modul ăsta de funcționare. Asta poate și pentru că stau la bloc și depind de temperatura agentului termic adus de radet, chiar dacă indirect. Curba de ajustare meteo consideră că izolația casei tale e aceeași și nu depinde de temperatura exterioară. La mine, în mod foarte dubios, depinde, pentru că atunci când se face frig afară, radet bagă căldură mai puțină. Deci apartamentele din jurul meu se răcesc, iar când e cald, dă căldură prea tare și se încălzesc prea mult apartamentele. Curba nu știe chestia asta, așa că atunci când e foarte rece afară, la mine se răcește mai mult decât consideră ea. Și atunci trebuie să mut pe o curbă mai călduroasă. Iar când e cald, se face prea cald și trebuie să mut pe o curbă mai rece. Anul viitor poate o să încerc cu termostatul integrat să văd acolo cum consum. Așa. Și să nu uit de PIF, punerea în funcțiune. Teoretic, pentru a beneficia de garanție, după ce ați montat pompa, trebuie să chemați un băiat de la importator, Black Sea în cazul de față, să vină să vadă că e totul bine montat și eventual chiar să dea el drumul la pompă. În schimb, a 500, 700, 800 de lei, vă dă un proces verbal de punere în funcțiune și în baza lui aveți garanția de 2 ani. Pentru o garanție așa de mică și văzând că totul merge ok, nu mai m-am obosit să fac PIF. Deci teoretic nu mai am garanție. Am trecut o iarnă, mai trec o iarnă următoare și gata și aia e. Bun, asta a fost instalarea. Nu pot spune că e simplu, e clar că e un pic copleșitor inițial. Pe de altă parte, a fost cea mai provocatoare chestie din renovare și partea care mi-a plăcut cel mai mult. Am trecut iarna fără probleme, am avut căldură în fiecare zi. O singură dată mi-a apărut o eroare că a picat curentul rapid de mai multe ori și s-a resetat după ce am întrerupt alimentarea vreo 20 de minute. Poate partea cea mai surprinzătoare legată de experiența încălzirii cu pompa de căldură a fost aceea că nu se simte. Obișnuit cu încălzirea de pardoseală de la unele centrale pe gaz care merg și încălzesc binișor podeaua, se simt bine călduțe și chiar un sentiment foarte plăcut, la mine podeaua nu se simte caldă deloc. De fapt, corect spus, nu se simte rece. E foarte aproape de temperatura camerei. Având în vedere faptul că temperatura pe tur, pe curbele folosite, nu prea trecea de 30 de grade decât atunci când temperatura exterioară scădea sub 0 grade, nici podeaua nu avea cum să se încălzească prea tare. Dacă aveam 24 de grade în interior și podeaua era 27, cum să simți asta? Excepție în zilele figuroase, când aveam peste 30 de grade pe tur, gresia din baia veche, acolo unde pasul este mai des, se simțea într-adevăr foarte puțin cald. Și atât. Ce vreau să spun este că, față de alte încălziri în parduseală cu central pe gaz, unde simți în picioare când merge centrala și când nu merge, aici nu se simte deloc, tot timpul e la fel. Și vrei asta, vrei ca pompa să meargă ideal în continuu, de la un nivel minim, cât să menține temperatura, așa vei avea cel mai mic consum. Consum care a fost decent iarna asta, dar despre el în episodul viitor.
În final, ce ar mai fi de adăugat? Bine, după ce am montat singur pompa de căldură în varianta asta simplificată și am înțeles totuși care este rolul celorlalte elemente pe care eu nu le-am montat, nu aș mai avea o problemă să le integrez într-un circuit pe viitor, într-o altă locuință, unde o parte din ele poate ar avea sens. Acum, din nou, voi reitera ce am mai zis de multe ori în această renovare. Nu am devenit expert, sigur, am învățat chestii elementare, am făcut un circuit simplu și destul de bine gândit, zic eu. Dar am avut de unde să învăț, pentru că am avut la dispoziție cea mai bună sursă de informații găsită în această renovare, adică site-ul celor de la Siboterm. E clar însă că domeniul are și multe particularități și chestii de finețe pe care le poți învăța de multe ori doar din multă experiență. E ușor să ajungi mai bun decât 90% din meseria și dorei instalatori, dar pentru restul de 10% nu mai e așa de ușor. Însă dacă vrei să faci doar pentru tine, poate nici nu va fi nevoie. Ține minte să îți recomand să te informești, să te gândești inclusiv la soluția de montaj chiar înainte de a achiziționa o pompă de căldură, pentru că, precum ai văzut până acum în cele două episoade, e foarte ușor să fii fraierii de vânzători și de montatori de pompe de căldură. Sigur, acum dacă nu ai ce face cu banii și vrei best of the best, poți să arunci cu de 3 ori, 4 ori mai mulți bani decât oamenii obișnuiți, dar ceea ce primești în plus de multe ori e doar marginal mai bun. Oricum, în ambele cazuri, pompa de căldură încă nu merită și am explicat asta mai pe larg în episodul viitor. Până atunci însă, dacă mai ai alte întrebări, te aștept în secțiunea de comentarii, dacă nu, până data viitoare, salut!